Și bine v-am găsit la un nou episod. Ieri e seară, vreau să vă spun că mi-a murit papagalul. Nu cea galbenă, Ricky și Chiki. Era foarte bătrân, avea cred că vreo 10 ani sau 11. Îmi pare foarte rău de el, am plâns foarte mult. Nu-mi place că a murit, dar n-aveți ce să facem. Ați văzut papagalul acesta, acel albastru. Am făcut multe poze, ați văzut pe video show și clipulețe și deci pe PC. Așa și o mâine o să iau altul lui Ricky. Da. Uite aici a murit că i-am pus o folie ieri. I-am pus o folie să stea jos pentru că nu mai putea. Și am mers, uite ce s-a întâmplat. Stătea acolo jos. Și eu și cu tata am plecat sunt păstora mea din oraș până la baraj, că eu sunt la țară, știți? Așa. Și când m-am întors, parcă aș fi și simțit că sigur va muri până ajung eu acasă. Și uite că așa s-a întâmplat. Și la Coco, papagalul ăla verde, ei au murit mai demult. Coco și Curița. Rița m-a aruncat pentru că n-a vrut tatăl meu să-l mai țină. Știți? Așa și l-a aruncat peste gar și Coco a murit primul și l-am îngropat acolo. Uite să vadă. Sora mea le face mormântul și alea, știți voi. Și așa, uitați. Aici a murit. Îi mai pun eu câteodată o floare. Pentru că mi-e pare rău de ei. Pentru că te atașezi de ei și-ți pare rău de ei de la un moment dat. Când mor. Îmi pare foarte rău de el. Dar nu am avut ce să-i... Și avea și un fel la amândouă picioarele. Avea, nu știu cum să vă zic eu, ceva... Cred că o boală, ceva avea el, ceva la gheruțe. Și se chinuia foarte rău. Și n-aveam ce să-i fac. Mai mult să chinuia decât să trăiască. Mi-i ce așa și... Vedem noi ce culoare. O să ne grăbim pe la mall-ul nou să luăm alt papagal mâine până la, cred că, 10-11 dimineața, că mama și tata pleacă până la 1-2 și ajung noaptea târziu la 12. Da, îmi pare. Și am pus și eu oglinda din cauza că poate nu crede că e alt papagal. Îmi pare foarte rău. L-am mort. L-am băgat de ieri seara, l-a băgat sora mea într-o pungă și l-avem pe holii cea în casă. Da. Când o să fac mormântul astăzi, o să îngrop. O să vă arăt și vouă unde l-am îngropat tot lângă Coco. M-a bat așa foarte tare de el, nici n-am ce să zic. Pare foarte rău. Și Ricky parcă ar fi știut că a murit. Că stătea acolo mereu, locul lor pe bară de la mâncare. Stătea mereu. Mereu pe ea, pentru că parcă ar fi știut. Dar l-am luat de acolo, că l-am fi lăsat acolo până astăzi. Dar ia microbi, pentru că au microbi animalele când mor. Și când sunt bolnave, știți voi. Da, dar oricum era foarte bătrân. Foarte. N-am avut ce să-i fac. Îmi pare foarte rău de el. Nu vi-l arăt din cauză pentru că nu cred că vreți să-l vedeți. Nu e urât. E decât mort. Cumva nu mai știe nimic de el. Nu mai știe nimic. Mi-a murit și pisocul ăla cu alb și negru, nu Tom. Mai aveam unul... Mai știți că am pus o filmare că se jucau pisica și cu el. Aia maică sa. Mereu să jucau pe aici. Și atunci am plâns foarte tare după el. Nici mi-am imaginat. L-a călcat mașina, v-am mai spus, și l-am dus mai prin partea asta pe acolo. L-am aruncat bunicul prin bruieni. L-ar fi îngropat, dar nu a avut timp. Multe au murit. Și săracul avea vreo 7 luni. Nici zăpada n-a văzut-o.
din zăpada, pentru că atunci încă nu ningea. Era parcă toamnă, nu mai știu sigur. Când vița de vienă era, dar știu, zice, sau cop. Da, cred că vom încheia acest videoclip pe ziua de azi. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!